Și ce frumos le elimini după o zi de aia în căldură în care bei apă din nebunești. Nici exercițiul mai bun nici nu cred că există. Da. Deci te menține sănătos. Ce găsești acolo? O jumătate de pepeni, chestii din astea. Da. Da. Așa că important e să fii activ, să ai o viață plină. De câte ori m-am hotărât tot să reduc, să nu mai fac și aia, că nu mai am timp, să nu mai nu știu ce, mi-a fost mai rău. Am ajuns la concluzia că mai bine să fiu băgat în 10 lucruri și să le fac așa cum pot, chinuit sau așa, decât să spun că stau liniștit și după aia mă plictisesc, mai rău fac. Da, da. Sau ceva, dar la un volum mare, care se ocupi tot timpul. Da. Eu măci fac la nivel mic, că-s 80 de nuclei, nu mai mult. Mă limitez așa cât să fac o transvazare pe săptămână doar. 80 de compartimente, nu? Da, de compartimente, dar la mine folosesc în ultima perioadă tot mai mult nuclei din astea individuale. Am înțeles, da, dar deci nucleul la tine înseamnă și compartimentul. Da, în mare, da. Da, cum la mine sunt 175 de nuclei, dar sunt 4 compartimente, înțelegi? Până anul trecut am folosit aproape exclusiv, adică la mine, ca să o iau așa, inițial am început cu de toate tipurile de nuclei, ca să văd și eu care e cel mai bun, adică ce am aflat, sigur am aflat și cel mai prost, cel mai prost e nucleul ăla EKV, EVK, ăla cu un singur făguraș, cu sticlă, da, da. Cu așa, ăla e bun pentru alte lucruri, dar nu ca să faci măgi bune și de calitate. E bun ca să le expediezi, ca să faci, nu știu, împerecheri, contract pe munți, treaba lor. Dar din perspectiva asta cel mai prost, oricât la izola, oricât e așa, adică cu un făguraș nema microclimat acolo. Vezi și albinele care iese de acolo, că sunt micuți, vai de capul și de zilele lor și se depopulează ușor. Deci ăla chiar nu-i un nucleu care să fie bun. Cel mai bun pe care l-am folosit e nucleul cu jumate de ramă de adant pe înălțime, 4 compartimente cu perezi detașabil. Numai că în momentul în care ai de lucrat la el, durează mult, până găsești matcă, până marchez, e un nucleu mare, dar scoți măjii, calitatea chiar nu e o problemă, nu rămân fără mâncare, își fac coroniții, uneori mai au și cules. Acela este cel mai bun, dar pentru făcut măgi bune, nu știu dacă ai de făcut multe măgi, pentru că îți ocupă foarte mult timp. Acum, în ultima perioadă, îmi plac nucleele astea SVI, alea din polistiren, nu seamănă foarte mult cu apideea. Foarte comod de lucrat cu ele, nu se depopulează, și mențin bine microclimatele fiind închise așa, din polistiren. Am început cu alea să folosesc tot mai mult. Compartiment mare pentru hrană, îi pun acolo api fonda destul de mult și îl hrănesc doar pe sezon. Cum ai zis că folosești, deci, o ramă de dadant pe jumătate, da, pe înălțime. Da, tăiată pe înălțime, care se pot face o ramă întreagă. Ramă în compartiment? 3 rame în fiecare compartiment. Câte 3 astfel de rame în compartiment. Adică o ramă de dadant ai împărțit-o în 3, nu? Nu. Deci ar veni o ramă și jumătate de dadant ca volum total. Ai, prea mult, nenea. Dar e mult de lucru cu ei și... Nu, partea bună e că poți să iernezi, adică l-am dat, îi unificam și iernam cu ei și foarte ușor era în primăvară să... Deci eu am ramă hrănitor, da? Deci am rama hrănitor a nucleului, care e cu fagurile, cu acolo, cu nu știu ce, așa, e rama lui hrănitor, da? E făcut de bine, așa are fagurile construit acolo de ele. Și am o jumătate de ramă dadant pe înălțime, da? Care, când o iau de o recoltez din stupe, este cu coroană de miere, cu polen, nu știu ce, cu puiet căpăcit gârlă acolo, așa, și acoperită bine de albini. Și ăla în 2 săptămâni de zile, numai bine când iese și matca și începe aia oatul, îți pui mâinile în cap cât albina are acolo. Corect. Este bubuie de albină. Anul ăsta am avut ocazie să văd așa mingi din astea de tenis, deci cât pumnul, așa roișori prin copaci pe acolo. Când mi-am pus niște măci, le-am lăsat de rezervă, dar n-am avut timp, că așa au fost vremea și n-am apucat să le recoltez, înțelegi? Și îți dai seama când o ecluzionat 2 cearșafuri din alea de puiet căpăcit, deci de pirama asta de jumătate, plus de pirama hrănitor și plus albina care o aveau dinainte și plus asta așa ia fac, normal că și-au luat mătcuța și-au plecat la mama dracu. Și stătea și mă uitam așa, parcă era o frunză mai mare așa ca din ei, stătea acolo, zic, cine dracu să-i dea-i tine jos. Zic, dar la care o fi plecat, las ca să văd eu, știi, când mă duceam semnat în caiet.
matcă cadru aia pentru mine. Ei, Ciuciu nu mai este și o tras voci, gata, e clar. O plecat, dă-l o vot. Da, deci se populează foarte, foarte tare, și foarte, dar, numai cu o singură ramă lucrez atât. Nu, adică la mine erau cam mari. Fac două compartimente din nucleu. Da. Păi dar ce aș face ca și nebunii? Eu folosesc primăvara 300 și ceva de rame. Da? Păi, din astea dubli, că am, deci am 600. Păi nebunești până-i populez pe toți aia, da. Păi și am 600 și ceva de compartimente, da, 700. Ei, și îți dai seama, mamă dragă, să mă apuc eu să lucrez cu rămoaie de cele. Păi mie și așa, deci când au scos 300 și ceva de rame, ele fiind duble, nu? Deci 300 și ceva de rame dubli, da, așa înseamnă, deci o ramă mare, dar am plină cu puier și cu albina de pian, nu? Păi la 5 mai când am început să fac, sau 10 mai să populez nucleele, păi îți închipui că la mine înseamnă că 40-50 de familii au dispărut din stupină. Păi să lucrez. Când foloseam aia mari, ele și iernam și atunci cam fiecare compartiment când le populam, le dădeam și albină scuturată, o cană de albină scuturată și o ramă sau două rame veneau oricum gata construite cu puiet căpăcit pe ele, le desfăceam. Asta făceam când le populam. Adică nucleii ăștia, la un moment dat, așa prin august, când terminam creșterea de măci, erau unificați și practic ieșeau un singur, o singurătate biologică pe 12 jumătăți de ramă, adică echivalentul a 6 rame de adant întregi. Da, da, da. Și el iernau. Mă rog, conta mult să reușească să se organizeze, să aibă ceva timp să se organizeze ele și să-și facă cuibul, pentru că... Na. La unificare pornea oarecum... Nucleii, toată albina ajunge înapoi la familie și apoi dau lui ăsta două rame de muscă cu lua la una, lua la cinci, lua la... Are cum au nevoie pe acolo. Da. Și la popular iarăși mai folosesc după ce le populez rețin la... Mă rog, nu la pivniță, într-o șură întunecată. După ce le țin la izolare, 3 zile cam, după aia mă uit cam la o săptămână și le mai fac echilibrări cu albină din asta, gazată cu dioxid de carbon. Dar și aici contează să stea câteva minute, adică scutur albina într-o găleată, pun după aia într-un sac, dau drumul la dioxid de carbon într-un sac de asta din nylon, care folosesc gospodinile pentru pus murăturile din celofan mai gros, dar contează să stea măcar vreo 4-5 minute, să stea chiar după ce cade albina, să stea, pentru că altfel dacă sunt doar căzute, gazate, căzute puțin și nu stau puțin la gazat acolo, se duc înapoi. Adică nu-și pierd memoria, trebuie totuși să stea câteva minute. Da, da, da. Am luat rama cu ăla, am desfăcut-o în două, am pus una într-o jumătate, una într-o jumătate, am luat cealaltă ramă, am pus una într-o jumătate, una într-o jumătate, jumătate într-o ca jumătate în cealaltă, patru compartimente, bată, banc, fac și l-am dus la locul lui și la revedere. Eu nu bag în piești și nu bag nicăieri. Ce vreau să vă întreb, la gazare n-ați folosit vreodată și azot? Nu-i mai bun decât dioxidul de carbon? N-am folosit, am vorbit cu cineva care folosise și care mi-a spus, care folosise ambele metode și care îmi spunea că în momentul în care le gazez cu... azot, le scurtez foarte mult viața. Când te uiți pe 2 săptămâni în acea unitate în care ai pus albină gazată cu azot, o găsești cam goală. Uh-huh. Adică asta mi s-a spus, eu n-am fost niciodată azot. Nici azot, nici ciupercă de aia veșena calului. Am avut ocazia în iarna dintre 2016-2017, cineva, un stupar cu multă experiență, a pățit-o serios de tot cu infestarea cu varoa și a ieșit cu câțiva stupi din 180 ceva. Și omul avea și nuclei și asta de gazat, foarte multe chestii pe care le-am cumpărat de la el la un preț foarte bun la vremea respectivă și am luat butelia și de atunci mai folosesc butelia, dar la popular inițial nu folosesc, mai folosesc butelia de dioxid de carbon doar atunci când se mai depopulează unul sau ceva genul acesta și trebuie să le completez, să echilibrez. Doar atunci folosesc. Și am observat la nuclei, spre exemplu, folosam câteva nuclei de astea tip Kirchheim, de alea trapezoidale. Și comparativ cu SVI bine, care sunt cât de cât asemănătoare,
lasă, își păstrează mai bine temperatura și chiar dacă este mai depopulat un micronucleu din acela, își revine singur, fără probleme. La ăsta, la altă, în schimb, nereușind, nu știu exact, ține de forma lui și de așa, nu reușește să-și mențină atât de bine temperatura și dacă a scăzut populația sub un anumit nivel și nu-l populezi, rămâi cu mânuța aia de albine acolo, nu mai reușește să-și revină, să-și așa. Adică contează mult, chiar și la nuclee asemănătoare, lucrează în mod diferit. Păi problema este că foarte mult timp stau orfanii de aia. Păi da, ele având ciclurile astea și... Problema că cu ce albine te trezești. Că dacă tu ai băgat-o pe asta și prima matcă ai pierdut șarja, vii cu botca a doua oară, deja albina asta e bătrână, chiar nu a avut puie din spate, nu nimic, știi? Corect. Dar alta are, schimb. Deci aici e treaba și la când l-a recoltat măcii, compartimentul care nu a avut matcă, ești obligat să iei o ramă de aici cu ouă larg, cu iet căpăcit, să o dai lui ăla și să iei o ramă de aici. Adică eu fac schimbări de albină de genul ăsta în mod continuu în stupină, în nuclei, când umblu în ei. N-ai să ai niciodată 4 din 4 măci, adică la toate, la toate nucleile, știi? Vezi că îți merg 4, 5, 6 la rând. 4, 4, 4, 4 și deodată vezi că 3 lipsă și numai una sau 2 lipsă și 2 sau una lipsă și numai 3. Când în orice crescătorie de măci, indiferent cum ai amplasat tu nucleile, deci indiferent cum ai amplasat tu nucleile și cum ai face, cum îți este configurația grădinii, nu are importanță. Vor fi niște culoare așa printre nuclei unde acolo în general nu vei găsi măci. Adică ăla e culoarul unde nu merge. Și eu nu știu culoarele de la mine, dar n-am cum să fac. Că dacă nu pun pe culoarul cealaltă, se întâmplă la rândul următor. Adică eu cum trebuie să am 4-5 nuclei care acolo găsesc o matcă sau niciuna sau numai câte două. Că așa se întâmplă ele, cum zboară, cum sunt curenții, cum astea așa. Păi aveți deodată când începi 4-4-4-4-4, iarăși culoarul celălalt n-am. Dar n-am cum, așa e terenul la mine. Ba să mă mut în altă parte, pot să fie alte culoare, am să le identific și asta e treaba. Da. Nu, dar eu ți-am zis, eu nu fac nici gazări, nici nimic. Eu pur și simplu populez nucleul la revedere și să rămână pentru masă. Da bine, cum am spus de fiecare dată, eu adun în niște stații intermediare, da? Deci adun toate ramele alea frumos și scutură albină în niște lăzi. Și bag tot timpul câte 8 rame de astea înnădite, adică 16 acolo. Și scuturi frumos, ieși și după aia vin frumos cu nucleul în gălădiță acolo, am luat, am populat, am plecat, am luat, am populat, am plecat, s-a terminat. Lada aia niciodată nu o epuizez, mai rămân 2 rame acolo. Iau pe altul, altă lada următoare și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și după ce iarăși repopulez stațiile astea intermediare. Normal că albina care are de plecat se întoarce la mama ei acasă, dă o dracu, dar de aici ce pun în nucleu nu mai are ce pleca. Și în general în nucleu este bine să nu scuturi. Deci dacă ai scuturat albina, e cu belea mare. Dacă iei rama așa și o pui încetişor acolo, albina rămâne fără probleme acolo în nucleu, foarte puțin pleacă. Și nu închid nucleile, nu nimic. Ziua mare le-am populat acolo, le pun acolo, rămân să rămână pentru masă și a doua zi am venit cu bocile. Nu le las mult timp așa fără bot, că nu, imediat, maxim 48 de ore trebuie să apară bocile. Să intri în ele. Nu las să stea cu zilele, cu astea, nu, pentru că nu e bun. Am observat chestia asta, nu este botca luată în primire imediat. Stări de stres, de tensiuni, abandonuri de boci, ceea ce nu înseamnă pierderi într-o stupină, într-o crescătorie. Și așa pierd destul ele la împerecheat, la zborul din perechiere, la astea, dar miteri la... Pentru că matca niciodată, deci matca niciodată nu-ți va ateriza pe scândura de zbor pe vine la împerechiere. Asta trebuie de știut. Ea întotdeauna va ateriza în preajma stupului și va veni târâș către urdiniș. De-aia procentajul de pierdere la împerechere este mult mai mic la nucleile puse pe pământ, deci nu decât nucleile înălțate de la sol. Da, eu le-am pe pământ puse, alea care erau de lemn pe compartimente erau mai înălțate puțin, dar astea alte efectiv sunt pe pământ. Da, alea am de
pe pământ, îți pui două căpătâi din astea de lemn, deci de care pui cu foc în sobă, lemn de subțire, da. Cât brațul, cât antebrațul, adică de la mână. Da, eu inițial le aveam pe niște calaburi puse cumva, erau la oricare înălțime, iar acum le-am pus efectiv astea de polistiren, le pun pe pământ, doar le pun pe un fel de chestie, am găsit din carton gudronat pentru pus acoperișuri, onduline, sau nu știu cum se cheamă alea, da. Ceva moale așa, niște foițe date cu, au zvopsite și au un fel de nisip pe ele cumva. Eu mă duc, hai din nuieloaie, de răchit, lemne, de crăp, un butuc și orice, da. Sub țăruș. Adică să nu stea singura pe pământ. Da, eu le pun asta nu numai ca să nu stea pe pământ, dar pentru burian. Dar oricum e o beșnică luptă cu burianul meu, anul ăsta a fost un an ploios și încerc să fie totuși burian, pentru că le ajută și la orientare să fie acolo, dar nici să le acopere prea mult urdinișul sau alte chestiuni. Și încerc, da, după ce recoltez matca, să rup imediat atunci sau să calc burianul din fața lor care le încurcă, dar niciodată după. Deci dacă au trecut 2-3 zile de când am pus matca virgină sau botca, după aia nu mai umblu la burian până nu o recoltez, că altfel am pierde. Dacă mă apuc să cosesc sau să fac alte lucruri, fac rău. Da, păi când faci o intervenție de asta, nu trebuie să mai măci la perecheat. Da. Aici e treaba. Dacă ai măci la perecheat, ai încurcat-o. Okay? S-au făcut azi recunoașterea și a doua zi când iese, s-au schimbat peisajul. Configurația. Da. Bun, măi, anul. Noapte bună, eu nu mai noapte stau. Noapte bună, mulțumesc frumos, sănătate și ne auzim pe viitor. Păi văd în ghilimele după aia. Ok. Da. Bine, bun, v-am pupat, ne mai auzim în ele. O seară bună, sănătate. Noapte bună. Gabriel. Sănătate. Da, anul ăsta, acum terminăm și cu măcile trăgând linii, am avut un procentaj în perechiere mult mai mic decât anul trecut. Și diferența în cazul meu a fost că anul ăsta am văzut și eu la mine stupin în prigori. Până acum auzeam de la alții sau le vedeam că mergeam în concediu la mare. Când mi-a spus anul trecut fratele meu că a văzut prigori în stupine la dânsul, spuneam, băi, mare lucru, s-a întâmplat odată, nu știu ce, anul ăsta, de fiecare dată când era cerul așa mai înnourat, era mai rece și mai ploioasă perioadă, aveam seara, după amiaza, în stupine aveam prigori. Le-am văzut și aici, dar acum, recent. În schimb, eu mă confrunt cu altă provocare, o invazie, că ele au fost aici. Foarte multe furnici, și mari, și mici, și roșii, și galbene, și negre. Nu știu cum să le combat. Eu am reușit un pic de rezultat cu făina de mălai făcută mărunt. Aia, praf, subțire. Așa? Zice că le place să ducă la cuib, doar că îngurgitează și nu poate procesa, nu poate digera. Eu când aveam probleme cu furnicile, la un moment dat, într-un loc în care erau vreo 5 stupe așa și erau foarte multe furnici acolo, a dat maică-mea pe bucățe de metal, nu știu, pe profile de metal pe care stăteau stupii, a pus din loc în loc din ăsta bicarbonat de sodiu. Și n-am mai avut probleme, nu mai urcau, nu știu de ce nu le plăcea bicarbonatul de sod, dar nu le plăcea, nu treceau de zona aia niciodată. Adică nu-și mai fac ele culoarele să se plimbe pe la stupi. Am înțeles, trebuie să pun bicarbonat, dar am foarte multe mușuroaie. Iar altele au fost și din astea care și-au făcut în tulpinele de salcâm, putrezit. Sunt produse din astea, un fel de praf special pentru furnici, un insecticid, dar nu știu, exact cum funcționează, n-am folosit. Gabi, l-am folosit în fermă la Radu, la Biespert, și a fost o grămadă de bani și în final opțiunea, am încercat și ideea de a pune sare, în final Radu i-a exterminat cu benzină. Uh-huh. Cu benzină. Dar parcă nu m-aș apuca să dau cu benzină prin arealul ăla. Da. Și aș avea reținere de la
pune benzină. Pe lângă faptul că e scumpă, pe lângă faptul că e risc de incendiu, nu m-aș juca cu benzină. Da, o să încerc cu bicarbonat să vedem dacă le mai potolește, dacă nu, trec la benzină. Mai era în farmacie un produs care zicea că sterilizează matca lor, otoare, regina lor. O să mă uit mâine și dacă îl găsesc, îți fac o poză și te trimit. Eu știu că mergeam în Ucraina cu un moșulică și avea comenzi la gospodine de pliculețe, ceva făcut în polone erau, speciale pentru furnici. Sunt acolo care vând produse de-astea de fitosanitare, semințe și alte lucruri și lua câte o cutie din alea de pliculețe. Dar nu m-a interesat niciodată exact ce și ce face, dar știu că avea comenzi destul de multe. Căra din alea. Și iarăși tantea aia care are magazin, de fapt are vreo 5 acolo, grupate, e patroană, dar și are magazine diverse ca să creeze impresie de mai mulți vânzători. Dar ea e proprietar la toate. Și îmi spunea că vin românii și cumpără saci întregi, pachete tehnologice. Să că eu am cerut niște sămânțe de rapiță, vreau să semăn niște rapiță, să o arunc așa pe ogoare după ce recoltez cartofi sau alte lucruri. Și îmi spunea că vin românii și cumpără pachete tehnologice cu tot ce înseamnă o trevă și așa și era comanda minimă pentru 25 hectare. Și treceau prin vamă, inclusiv problema care era că ei acolo au foarte multe substanțe care la noi sunt interzise. Și spunea că n-au nicio problemă să treacă prin vamă cu dita mai asta, busul plin cu și o trevă și sămânță și alte chestii și teoretic este interzis. Iar noi ne uităm apoi, vai, o trăvesc albinele sau nu știu ce, ce substanță o fi. Păi, poate fi una din aia din Ucraina. Da. Legat de Ucraina, eu nu vreau să-i se intru în dezbaterea asta, când a venit la un moment dat discuția de albina din Ucraina, linia 100. Tu știi că noi ne-am întâlnit la Blaj acum 2 ani în urmă și am discutat cu ei. Știi treaba asta? Da, da, știu cum să nu. Da, și în mod normal trebuia să se ajungă la a ne trimite niște material biologic să-l probăm și pe urmă să-l multiplicăm, să-l supunem la presiune. Dar când au auzit că na, băieții de aici se cunosc, pricepeau și Radu și Cristi la mai multe, le-a fost teamă să-l trimită. Mai ales că urma să fie făcut niște măsurători morfologice. Eu am dus niște măci, urmează să mai și duc, la un om care are un magazin mare apicol în Cernăuz, de la care cam iau toți ăștia tratamente și alte chestii. Și i-am dus măci de la o matcă din 2017 luată de mine de la Bratu. Și omul mi-a spus, doamne, și în 2018 și în 2019, alea au fost de departe cele mai bune din stupină. În condiții în care el are stupina oarecum la marginea orașului Cernăuț și nu este într-o zonă foarte bună. Dar mi-a spus, uite, de la astea am scos miere, de la restul n-am scos nimic. Și el are măci de la Dodos sau ceva genul ăsta, la Iuri Dodos, nu știu cum îl cheamă. Mi-a spus, am luat, uitați, am luat de la ăsta și am și dat și la alții și el aduce la comandă, se programează, le ține, le face asta, bancă de regine, inclusiv pentru români. Știu care au luat câte 80 măci odată. Și în anumit, la ei prețul măcii variază și în funcție de perioada din sezon. Și în momentul în care sunt o perioadă ieftină, sunt undeva la 20 de lei de aia noștri matca. Și cineva cu care merg și care a luat mai multe atunci, tot așa lăudate și alte chestii, mi-a dat și mie 3 măci. Asta prin 2016 sau 2017 a fost. Ce să spun, comparativ cu niște carpatine din astea, cum am mai luat de la noi prin țară, nu pot spune că sunt rele. Dar când le pui lângă un bucfast bun, sunt limitate totuși. Iarăși experiența am avut cu carnică luată de la Apis Donau, de o combinație de linii din Austria. Și la fel, nu pot spune că e rea, dar totuși roi făcuți cu fice din matca respectivă și roi făcuți cu fice de bucfast, în toamnă vezi o diferență serioasă de populație. Și alt lucru care pe mine m-a convins să renunț la ele destul de repede a fost că anul trecut
în noiembrie. A fost foarte cald și în zona mea, așa duceau albine la începutul noiembrie polen. Toate aceste carnice, la fel ca și carpatinii ucrainiene, s-au apucat să facă puiet. Și la începutul decembrie aveau puiet căpăcit, condens în stupi, și au ieșit mai slabe în primăvară. Oricum am uitat cu mai puține rame de albine. Dar, adică dacă, spre exemplu, intream cu 7-8 rame, să zicem, familie obișnuită de Bucfast, aici dacă era una pe 6 rame era record, dar nu erau. Și atunci, diferența, eu nu spun că sunt rele sau așa, diferența asta totuși se cunoaște. Iarăși, nu erau agresive, dar ce mă enerva la carpatinii ucrainieni era tendința lor că atunci când ridicai o ramă să se retragă toate într-un colț undeva jos și era acolo un bulgăre de albine. Deci se retrăgeau și se aglomerau undeva. Adică chestiuni din astea mici, dar pentru cineva care nu are ocazia să compare cu ceva bun, zice, da, este o albină bună, nu poți să spui că e rea. Dar n-ai cum să spui că rea, că la origine șușa este din Kirchheim. De acolo e originea. De acolo s-a pornit. Cam asta mi-au spus mai mulți prin Ucraina. Că da. Da. Că au supus-o la o presiune de adaptare acolo, că au diluat-o, că au făcut infuzie, că au făcut lucruri pe ea, dar la origine de acolo sunt. Da. De aici le-a fost lor teamă că odată ce ajunge pe mâna noastră materiale, va fi testată. Va fi testat. Testat tot ce se nu a testat. De? Și atunci a ajuns să se... Ei m-au avut o chestie. Ce, bă, cum facem noi selecție pe carpatina? De? Cu ăștia de la Bacfas. A mai fost treaba asta. Complexul lor. Și atunci, în final, au reușit să-l convingă pe Siceanu să ducă la ei. Da. Asta e. Hai. Pentru mine contează foarte mult cu câtă populație ieși în primăvară. Că până la urmă, dintr-un punct de albine, nu faci minuni decât abia la teisa floarea soarelui. Ori acea albină care îți permite să iernezi cu populație mai mare, pentru mine contează foarte mult. La momentul de față vreo 7 F0 Bucfast și 2 Carnica. Una de la Kirchheim. Mi-a trimis ăsta călugărul Carnica Transilvania, dar o să văd fiicele sale ce fac. Așa nu pot să spun mai nimic despre ea, decât da, e blândă, deocamdată se vede, dar o să văd ce-i cu ea. Adică el avea, înlocuise măci de 2 ani de zile și mi-a trimis-o cu tot cu certificatul de origine la Kirchheim. M-a trimis omul pe degeaba și o să văd ce care-i treaba, dar pentru mine mă îndoiesc că voi renunța la Bucfast. Poate pentru că m-aș fi obișnuit eu cu stilul ăsta de lucru, de a lucra foarte rar la albine, de a nu avea grijă roirii. Eu n-am vrut să-l întărâp pe Neandrei, că știi că se întărâtă rău, da, când vine vorba. Dar când eu am vorbit de lăptișor cu ce am făcut, eu am făcut cu Bucfast scorurile alea. Chestia care mai este la ceea ce spun... N-a fost un Bucfast ce am avut eu, a fost un F2. Da. Tot de la Cristică origine, dar nu a fost, n-am tras din geu din F0 sau din Brida. Da. Eu am avut o surpriză de asta cu F2 de bolinie sahariană de la Apis Donau. O albină puțin mai închisă la culoare, trântorii sunt negri, dau așa o dunguiță de bronz așa pe ei, dar în rest negri, urâți de tot. Dar care, față de restul, din stupină, s-a văzut o diferență la cules. Și mi-am făcut fiice din acele măci. Mi-a trimis 5 în toamna lui 2017, din care mi s-au schimbat liniștit majoritatea, am rămas mai cu 2. Dar acelea și în 2018 și în 2019 au fost recordistele. Deci se vede foarte bune au fost, chiar și bătrâne. Și mi-am făcut fiice din ele și fiice la fel foarte bune. În schimb, pentru un Bucfast n-au nicio treabă cu ceea ce ține de curățenie. Nici nu sunt atât de blânde ca cele de la Bratu sau altele care le mai am.
dar efectiv să vezi ronțăiala de căpăceală în stup, într-un colț, lăsată acolo. Ori, în general, bucva după ce are zbor de curățire, primăvară face o curățenie în stup, n-ai ce curăți, nu. În trecut luam, schimbam stupul, curățam, făceam tot felul de chestii. Dar aici, în schimb, populații, albina așa cu formă de viespe, mai închisă puțin la culoare, subțire, dar la cules s-au văzut diferența. Inclusiv am avut o surpriză plăcută, cam în perioada asta teiului, dar eu tei nu prea am în zonă, mi-au adus și mi-au pus câte un cat de miere de mană, o mană probabil de la sălci, de la ceva, închisă, vâscoasă, asta, ca smoală, așa, dar nu, fără aroma aia de brad, fără așa. Dar am, efectiv, aveam caturile puse și când să ridic un cat la care aveam, îl foloseam ca stup crescător, când să ridic, la un moment dat, mă uitam, băi, ce sunt el, s-o lipit, l-o propolizat, ce-i cu dânsul. Când era aproape plin catul respectiv, făcut, eu prins o perioadă în care au găsit mană. Da, eu deocamdată asta o să fac, o să păstrez toate trei direcțiile care le am și le testez la primăvară, la anul, să văd. Pe mine mă interesează, în general, lăptișorul de mapă ca de bută, urmă și pe cine o să fac, dar trebuie să-mi cumpăr breeder. Singura mire care o pot face, mie la salcâm, am pădurea de salcâm. Pe urmă nu m-am cules. Eu sunt în lângă oraș, nu sunt într-o zonă bună, sunt și foarte mult stupi, dar anul acesta au găsit la o distanță destul de mare un câmp cu floarea soarelui și au blocat tot ce au putut bloca, inclusiv roi. Am făcut puțin roi anul ăsta, inclusiv aia au blocat ca tot ce au putut prinde. Deci a fost foarte bun culesul la floarea soarelui. Cine a avut caturi și spațiul, a avut cine umple. Da. Cine a avut caturi și albină. Da, acum la Bucfast cam ai albină. Dacă nu faci prostii mari, nu prea duci lipsă de albină. Domnilor, vă spun și eu noapte bună că mă taie oboseala, mă ustură ochii de oboseală. Mulțumesc frumos de prezență, mulțumesc de discuții. Ne gândim pentru vinerea viitoare ce ar putea fi luat în discuție. Dacă aveți idei, vă aștept. Ionel, încă o chestie să nu uit. Mă interesează să particip la chestiunea aia cu hidromelul. Am câteva gălezi de miere pregătite pentru hidromel și chiar aș vrea să încerc. Mai vorbim dacă așa, nu știu, când organizez sau când așa. Da, deocamdată s-a scris doar o persoană. Era vorba și de o sumă de bani, nu s-a făcut nici. Nu contează. Bani. Pentru mine nu e asta problema. Da. Dar, deocamdată... Și eu vreau un loc pe listă. Atunci trimiteți-mi mail și vă pun în grafic. Ok. Așa, și atunci sunt trei persoane, dacă vine și omul respectiv, trei persoane, putem să-l ținem liniștit. Da, eventual vezi că este grupul ăsta, Hidromel România, făcut de... Este grupul Hidromel America, este Hidromel Portugalia, există... A, bun, mă rog. Dar Hidromel România nu sunt grupul de oameni care să dorească să participe la un curs organizat, să plătească ceva și să ia abordarea dintr-o altă perspectivă. Vor informații așa, venite free. Iar eu cursul ăstea nu le-am dat făcut free. Pe normal, muncești pentru el, nu... Nu ne-a făcut frică. E muncă să faci design-ul, e muncă să duci informații, e muncă să stai să citești din portugheză, din spaniolă, din... Da, și mai este încă o chestie. Foarte multe sarje până ajungi să ai cunoaștere și așa, le ratezi și e cheltuială, investiții și acolo. Da. Trebuie să o spunem și pe asta. Până ajungi la un nivel. Și când vorbeam cu Relu Cojocaș, și care îmi spunea că a avut loturi întregi, cele loturi erau destul de mari, loturi întregi pe care le-a aruncat, pur și simplu. Da, povestea treaba asta. Până la urmă, cei care vor lucruri gratis, nici nu contează informația pe care o primesc, pentru că e gratis. Hai să o luăm și așa. Păi ăsta Adam Smith, care e inventatorul, să spunem, economiei, spunea că școala, dincolo de un nivel de școală medie, de alfabetizare primară, ar trebui să fie numai cu plată. Pentru că spunea că cineva care nu plătește pentru acea informație,
nici nu va aprecia și de cele mai multe ori nici nu va mai pune în aplicare. Pentru că ceea ce este gratis nu este apreciat prin natura noastră umană. Da, exact. Asta e. Așa. E bun, hai că vă las și eu, mai vorbim că mă așteaptă o ciorbă. Mă tot uit la aia ceva timp. Poftă bună. Mulțumesc. Mine, mulțumesc soției că mi-a făcut-o. E bun. O seară bună, sănătate. Seară bună. Ionel, da. E mai băgat în ceață că mi-ai trimis invitația și mi-a apărut 26 iunie 2019 și am zis că s-a bezmeticit internetul. Și de da, avem timp. Dar nu știu de ce a dat 26 iunie, că nu... Da, sau nu? Eu. Nu, sau eu am greșit. Eu cred că am greșit, am pus peste fișierul vechi. Aha. N-am actualizat informația. Da, m-am trezit că rămas în urmă. 28 iunie. 28, așa mi-a apărut. 28 iunie, da. N-am... Altă dată o să verific imediat. Da. Bine. Bună și mulțumesc pentru invitație încă o dată. Sănătate, a fost puțin cam dificil să-l pornesc, că nu mai este în YouTube, cât încă mai merge aplicația Hangout, putem să mai avem. Eu fac live-ul de pe calculatorul soției, că al meu de editare, nu, având două plăci, îmi dă un conflict, nu reușesc să setez programul de streaming. Și în final, dacă eu n-am mai lucrat de multă vreme cu ăsta, cu programul de streaming, am uitat să-i dau niște comenzi, să dea și imagine. O să fie o parte din live doar sunet și imagine neagră. Asta a fost. Da. Parcă avatarurile nu erau atât de importante, sau de vorbind. Da, și asta e. Bine, noapte bună. Noapte bună. Și curând. Sănătate multă.